Sfântul Dionisie Exiguus sau Dionisie cel Mic, cel Smerit, este un părinte al bisericii care a trăit în cel de-al VI-lea secol și s-a născut în Sciția Minor, pe teritoriul de astăzi al Dobrogei. De la istoricul Casiodor, prieten al său, aflăm faptul că Dionisie era scitan prin naștere, drept credincios și cultivat intelectual, vorbind atât limba latină cât și limba greacă. De asemenea, același Casiodor se referă la prietenul său ca fiind monah. Sfântul Dionisie făcea parte din celebra comunitate monastică din Sciția, concentrată în jurul Tomisului, Constanța de astăzi. Dionisie a ajuns la Roma, chemat de Papa Gelasie să organizeze arhiva pontificală. A rămas la Roma, remarcându-se ca un profesor strălucit de teologie, matematică și astronomie. La solicitarea Papei Ioan I, el a redactat o lucrare asupra cronologiei, care este în uz până astăzi. El este părintele calendarului creștin. A împărțit numărarea anilor în două perioade distincte, înainte de Hristos și după Hristos. Mai mult, la solicitarea aceluiași papă Ioan I, el a dezvoltat un sistem de calculare a datei Paștilor, care ținea seama de modul în care răsăritul bizantin serba această sărbătoare. Sfântul Dionisie a făcut și un efort deosebit de a traduce în limba latină pentru folosul spiritual al creștinilor din partea apuseană a lumii multe lucrări ale părinților răsăriteni. A tradus viața Sfântului Pahomie, lucrări ale Sfinților Proclu al Constantinopolului, Grigorie de Nisa și Chiril al Alexandriei. Un alt domeniu unde Sfântul Dionisie s-a remarcat a fost acel al dreptului canonic. El este recunoscut a fi părintele dreptului canonic apusean, în sensul că a oferit pentru întâia dată câteva colecții de canoane și decrete ale episcopilor Romei. În edițiile colecțiilor sale de canoane, Dionisie nu doar că le-a reunit, dar a oferit și traducerea latină canoanelor care erau redactate în limba greacă. Contribuția efectivă a fost popularizarea și accesul la setul de norme care reglementau viața bisericii, așezând în concordanță creștinismul răsăritean cu cel apusean. Beda Venerabilul, marele istoric al vieții bisericești apusene, atunci când se referă la Dionisie, folosește apelativul de Ava. Sfântul Dionisie Exiguus a fost fără îndoială un părinte al bisericii, vrednic să fie numit așa.